Ajutor material de peste jumătate de milion de lei va fi oferit de Primăria Capitale pentru copiii aflați în dificultate. Autoritățile municipale anunță că banii sunt destinați pentru alimentație, haine, rechizite și produse de igienă. Decizia de a aloca 556.000 de lei a fost luată la cea mai recentă ședință a Comisiei pentru Protecția Copilului, unde au fost examinate 131 de cazuri problematice. Funcționarii au discutat despre plasarea acestor minori în alte familii, unde să fie îngrijiți de tutore sau asistent parental, fie să fie trimiși în instituții de tip rezidențial. Viceprimarul Angela Cutasevici a menționat că interesele copiilor, în special ale celor aflați în dificultate, reprezintă o prioritate pentru administrația publică locală, iar fiecare minor, indiferent de situația familiei din care provine, trebuie să aibă acces la educație și la un trai decent. În altă ordine de idei, primăria a mai anunțat că săptămâna trecută peste 1200 de persoane din familii nevoiașe au primit produse alimentare la pachet, toate livrate acasă. Iar până la începutul iernii, peste 2500 de familii vor beneficia de ajutor social și sprijin pentru perioada rece a anului, în acest scop fiind prevăzute aproximativ 2 milioane de lei. Amintim că primăria Chișinău a acordat în luna septembrie un ajutor material unic în valoare de 700 de lei pentru 8000 de copii, în contextul începerii noului an de studii. Toate sursele financiare au fost alocate din bugetul municipal.